Să sperăm că vom avea parte de un meci frumos, fără incidente neplăcute și un meci în care stegarii noștri să iasă câștigători. Nu e fault acolo, continuă jocul. Iată, n-a ieșit mingea și se anunță o fază destul de periculoasă. Mingea în careu. Atenție, Steagu! Steagu! Senzațional! Din prima la prima fază! Absolut super! Ține bine mingea în banda stângă. Excelentă preluarea lui Ranchi Ștefan. Iată, tot el este la minge acum. Intră din nou. E penalti acolo. Se poate da, e penalti pentru Steagu. Și începem cum nu se putea mai bine. Se îndreaptă Horia. Și este gol! Steagu! Marchează Popa Horia! 2-0! Excelent a stat acolo în pressing și recuperăm Popa Horia cu pasă excelentă. Și e o șansă mare acum, dar trage de la distanță. Ajută și pe fază ofensivă și pe fază defensivă formația giurgiuvenă. Cel mai bun jucător din lotul giurgiuvenilor, iată, este acum la minge, de carul formației centrale periculoasă. Și primim gol destul de repede, oarecum nu trebuia să permitem un astfel de răspuns. Da, de unde am văzut că au ieșit câteva faze periculoase, le-am respins cu emoții sau au ratat ei, căucă, bară. Ha. Da, funcționează pentru că suntem la preluare și la pressing foarte bine. Acum în stânga, din nou, tot din stânga a venit pericolul. Cenk a încercat, trage Horia Popa! S-a dat fault! Și transferul lui Șerbanioan, unul din cei mai experimentați jucători din lotul brașovean. Execuție bună pe bara a doua, recentrare, pericol mare, însă de acolo resping giurgiuvenii de pe linia porții. Da, sunt periculoși, iată, de când am cedat posesia de la marcarea golului 2 încoace, iată, sunt probleme mari, trebuie să fim atenți, cred că a ieșit mingea. Fantastic, bară, Gheorghe, ce jucător are Astra, extraordinar. Din nou în viteză, Gheorghe, e incredibil. Dar scoate căucă, senzațional căucă. Dar iată, îi vedem pe giurgiuveni mult mai dezinvolți. Sunt mult mai dezinvolți decât în startul partidei. Super, Fechete. Rănchișan. Ce pasă bună pentru Cenk. Centrare bună, arată bine faza, corner. Trebuie modificat ceva, deoarece atacanții Astrei, îi vedem, sunt mici de înălțime, sunt destul de rapizi. Și ne creează mari probleme, o lovitură liberă bătută bine, ne scoate căucă, excelentă intervenție. Îl vedem pe Pădurarul rămânând în pressing foarte bine, l-am văzut și în prima repriză, a făcut un pressing extraordinar. Și iată-l pe Ioan Șerban pentru prima dată la minge, respingând foarte bine către celălalt fundaș central al nostru, către Renza. Pasă bună pentru Pădurarul! Șansă mare! Da, se descurcă foarte bine și giurgiuveni când vine vorba de faza de construcție. Iată-l pe cel mai periculos om al lor, căruia nu-i mai ies lucrurile așa cum își dorește, dar o degajare greșită, centrare la colțul lung, reușind să respingem foarte bine, ne-am apărat la această fază. Dar rămân în posesie, incredibil, ce intervenție are căucă, senzațional. Vedem, iată, suntem compacți în apărare, ceea ce e bine la această acțiune. Acum o mică neatenție, nu e offside. Ba da, a fost offside. S-a dat offside. Un lucru ce ne-ar ajuta enorm în economia acestei partide. Să avem 3-1 ne-am permite să ne retragem și mai mult în propriul careu. Iată-l din nou pe Gheorghe. Ce ratare! Am stat bine, am ținut linia excelent. E vorba de, cred că, de acea experiență pe care o are Piciu, cu evoluții în Liga a doua foarte multe și pe la Târlungeni, a jucat și la Steagu. Ce acțiune bună, Sandu! Minge mai departe! Șansă mare! Tot noi primii la minge. Excelent! Cenk? N-a fost offside! Cenk! Ce ratare! Ocazie mare pentru Steagu! Cenk!
Da, asta este clar. Trebuie să fie o atenție foarte mare. Dar ce acțiune, ce intervenție, Căucă! Absolut fenomenal! Omul meciului al steagului, Căucă, cu a patra intervenție fenomenală astăzi. Absolut extraordinar. Și recuperăm în preajma careului, aproape, prin Renza. Da, sunt absolut toți 11 jucători. Ce gaură! Marchează Zaharia, este 2-2, egalează Astra. Cu siguranță, cu siguranță. Și uite-l pe Sandu acum. Excelent, Sandu! Haide, Sandu! Este șansă bună pentru Sandu. Pasă pentru Dumitrovici! Dumitrovici! Corner! Pentru această fază. Execută lovitura de colț. De data aceasta e pe lungă. Atenție! Ce șansă! Ce șansă! Steagul!